Lucrările la centura ocolitoare care va traversa municipiul Târgu Jiu au început anul trecut. Pentru a permite desfășurarea proiectului conform graficului, mai mulți proprietari de imobile și terenuri au fost expropriați. Însă, cei care nu au primit banii au făcut un adevărat circ. CNADR-ul n-a urmat pașii prevăzuți de legea 255. Să-mi dea comunicarea acasă scris. Proprietarul terenului care stă în calea continuării lucrărilor pentru centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu nu acceptă nici în ruptul capului ca muncitorii să intre pe terenul său până în momentul când primește banii. Acesta s-a împotrivit continuării lucrărilor și săptămâna trecută. Eu până la această dată nu am primit niciun ban, plătesc în continuare impozite pe teren, motiv pentru care sunt determinat să nu-i las să pătrundă pe proprietatea mea, mă voi muta acolo în acea baracă de tablă. Voi păzi, voi striga în gura mare să respecte Constituția și legile țării, să fiu expropiat numai în condițiile legii. Reprezentanții SDN Târgu Jiu au declarat că demersurile au fost făcute în termeni legali. În niciun caz nu va primi bani mai puțini decât s-a stabilit. Eu am explicat, sunt proprietar de imobile, case, care au înțeles, au urmat pașii instanței, au primit banii. Legea prevede foarte clar, datorită situațiilor care au apărut în activitatea de construcții, mai ales la drumuri și alte magistrale de gaze, energie electrică sau apă, legiuitorul dă posibilitatea expropiatorului, în momentul în care intră în proprietatea terenului, să continue lucrările. În momentul de față, statul român este proprietar. Mai mult, reprezentanții de la drumuri spun că din cauza lucrărilor care stagnează, investiția ar putea fi compromisă. Dacă vom continua cu tot felul de obstacole, nu. Eu am spus-o clar. Să se piardă banii pentru această investiție? Păi dacă până în toamnă noi nu putem să facem o prerecepție, există și acest risc. Da? Avem o situație unde pe genunchi s-a dat o hotărâre judecătorească, o ordonanță prezidențială și prin mai multe chichițe de tot felul se întârze și acolo, urmează în următoarea săptămână să se ia și acolo o măsură foarte fermă, pentru că se degradează lucrările tehnice. Valoarea totală a lucrărilor de construire a centurii ocolitoare a municipiului Târgu Jiu este de aproximativ 97 de milioane de lei.